Bine ați venit, peștilor, la etalarea voastră pentru luna noiembrie. Și haideți să vedem ce avem pentru voi pentru luna noiembrie. Pești, luna noiembrie. Cinci de monede. Doi de cupe. Steaua. Cavalerul de bute, asul de săbi și 10 de monede. Wow! Tot e bine, de acolo de unde cheltuiți vreo 5 de monede să rămâneți iarăși cu 10 de monede, e ceva outcome. Și aveți și 2 de monede. Și dorința mult împlinită. Wow! Voi trăiți visul vostru acum. Pur și simplu trăiți visul vostru. Nu-mi spuneți, pentru unii dintre voi asta este. Aveți un curcubeu extraordinar, deci este perfect. Puneți în echilibru absolut tot. Da, e posibil să aveți de-a face cu un semn de aer. Dar e posibil în același timp să aveți de-a face cu ceva la care voi v-ați pus ideile respective, pentru că este foarte frumoasă etalarea voastră aici. Doi de cupe este dorința voastră de a fi cu cineva, poate chiar un parteneriat, dacă este să investiți în ceva, într-o oportunitate și doriți să deschideți o companie ceva, să știți că veți deschide ceva pe baza cupelor, asta înseamnă artă, ceva legat de cosmetică, de arome, parfumuri, genul acesta. Vă spune că va trebui mai întâi să investiți pentru a face acel lucru să meargă mai departe, pentru că aveți aceeași energie a vărsătorului, care de fapt îl aveți și aici ca rege. Deci este o oportunitate, poate pentru voi va fi ceva bizar, dar este o oportunitate. Este bine să nu discutați aceste lucruri încă, deci să nu le spuneți la ceilalți, pentru că ceea ce văd aici este un fel de a vă atenționa. Încă nu este cazul să știe toată lumea. Înainte de a face clarificarea acestei etalări, vom merge pe etalarea finanțelor, să vedem cum stați la finanțe. Finanțe. 4 de bâte, 3 de cupe, cavalerul de cupe, wow, carul, diavolul și împărăteasa. Wow! Cineva din exterior? 9 de monede și soarele. Wow! Deci, tranzitul acesta, mai bine zis schimbarea pe care o aveți, este posibil să o faceți datorită unui prieten avut, bogat. Iar aici, persoana respectivă, de fapt, este fie îndrăgostită de voi, îndrăgostit de voi, fie nu arată, de fapt, cât de mult este implicată în viața voastră. Dar, cu siguranță, marea schimbare pe care o faceți aici va aduce o abundență la care nu v-ați așteptat. Foarte frumoasă etalarea. Și o face din toată inima. Lebăda respectivă vă spune că o face din toată inima. Deci cheltuiți, încercați să cereți ajutor, ajutorul vine și e posibil să vină de la cineva. Dacă nu vine de acolo, atunci carul acesta reprezintă racul, reprezintă casa patra, reprezintă un pământ, un teren. Veți vinde pământul respectiv sau terenul, casa, ceva la care veți investi aici. Dar cu siguranță aici aveți un mare succes.
Mergem mai departe să vedem clarificarea pe care o aveți aici. Și veți fi în echilibru, cu siguranță. Iar împărăteasa este Venus. Venus aici vă arată că puteți într-adevăr să scoateți prin ceva frumos. Care este frumusețea lui Venus? Informația este cineva va cumpăra și va vinde mașini. Carul este mașina. Venus este mașina. Wow! Patru roți. Poate sunt și mașinile acelea căsuță? Să știți că e o idee foarte bună aici. Cinci de monede și doi de săbi. Încă nu v-ați hotărât dacă veți investi bani în acel ceva. Doi de cupe și cinci de cupe. Vă simțiți nemulțumiți. Steaua. Wow, steaua, deci este vorba despre un vărsător. Aer. Niște schimbări bizare și o oportunitate. Cavalerul de bâte, 6 de cupe, ceva care se repetă. Sau poate vă amintiți de copilărie împreună. Asul și doi de bâte. Încă încercați să vă croiți drum. 10 de monede și asul de monede. Pentru a avea acest 10 de monede înseamnă că va trebui să începeți ceva nou. În formă reală. Încă o dată împărăteasă. Deci nu se poate să nu aveți abundență. Nu se poate. Și succes. Nu se poate. Sincer, nu se poate. Pentru unii dintre voi este extraordinar de frumos. Și pentru unii e posibil să fie chiar o sarcină. Pentru că este iubirea de familie, iubirea de copii, este o căsătorie. Dar pentru afacere este ceva la care v-ați gândit de foarte mult timp. Ceva care circulă, ceva care este mobil. Carul și diavolul. Cinci de spade. Încă meletați această idee. Justiția pentru a pune în echilibru resursele pe care le aveți. Pentru a găsi o soluție. Cu siguranță o veți găsi. Cu siguranță. Doi de monede. Magicianul. Puteți transforma orice. Puteți transforma orice. Vreau să am aici 8 de spade. Vă este teamă de o acțiune pe care voi nu ați mai făcut-o, iar asul acesta este ceva nou pentru voi și vă sperie. Nu, să nu vă sperie, pentru că oportunitatea pe care o aveți aici este foarte bună. Va trebui să luați o decizie. Nu stați, nu tărăgânați, pentru că nu este tocmai... E un fel de a spune, unde îmi duc eu mobila și ce fac dacă îmi iau o mașină casă? O casă mobilă. Asta am senzația. E un fel de a călători. Oriunde vă aflați este locul vostru. Dar pentru unii dintre voi cred că veți investi în acest ceva. Este ca și cum am banii de la nuntă și investesc în asta pentru că asta este visul meu. Vedeți? Cavalerul de cupe. Și o faceți din toată, cu toată dragostea. Aveți același cavaler aici și același cavaler aici. Deci din toată, cu toată dragostea voastră și doriți să călătoriți foarte mult. Doriți foarte mult să călătoriți.
Este o energie extraordinar de frumoasă. Și e posibil ca aceste lucruri să le faceți din trei pași. Dar este foarte frumoasă energia respectivă. Ce idee aveți? Pentru că aveți de două ori împărăteasa și magicianul. Aveți și eremitul. Ce idei aveți? Ce doriți să puneți în practică? Și încă ceva. Pentru unii dintre voi. Dacă acest car reprezintă mașina și 5 de spade este aerul, dacă mergeți la o întâlnire de afaceri, vă rog să vă uitați la roțile mașinei. Dacă o roată este puțin desumflată, nu mergeți la afacerea respectivă pentru că nu veți reuși. Sau umflați roata. Așa mi s-a transmis. Sau dacă aveți în preajma casei ceva care stă și roțile sunt desumflate, dacă nu umflați, iaier, dacă nu umflați roțile, chiar dacă mașina aia este veche, stă degeaba acolo, sau poate e o bicicletă sau ceva, dacă nu le umflați, nu au aer, nu mergeți. Poate chiar a vecinului care îl urâți. Reparați bicicleta. Sau umflați roțile, dacă vreți să reușiți într-un proiect, în ceva în care vă doriți. Este ca și cum îmi spune împărăteasa, ai grijă de toți cei din jurul tău, fie este familia ta, fie cei care te înconjoară și atunci când vei avea grijă, imediat ți se arată acel ceva. Cinstit, nu știu care este legătura, dar asta mi-a venit. Deci, este exact cum am învățat. Vă cumpărați papuci și la două ore deja vi se deblochează toate piedicile, cei care știu, care sunt pe vlog. Nu toată lumea trebuie să facă lucrul acesta. Ce avem pentru voi? Fii optimist pentru că, într-adevăr, viața ta în dragoste se va îmbunătăți și va veni foarte repede o nouă iubire. E normal, că nouă iubirea este... Sunt supărat pe mine, că de când aștept iubirea aia nu mai vine odată. Activați-vă și casa relațiilor. Dedicați-vă un pic meditației, dedicați-vă un pic pentru tot ceea ce ține de a atrage energia respectivă. Dacă nu vă dedicați, nu se întâmplă nimic. Cea mai complexă armă a omului pentru a fi bine este mintea noastră. Dacă voi faceți meditații, experimentați lucrul acesta, atrageți tot ce doriți și sunteți în stare să atrageți acest lucru. Orice. Fiți atenți numai la controlul gândurilor și la cele negative. Dacă v-ați pus un gând negativ, să vedeți ce imediat se întâmplă pentru că v-ați gândit atât de mult la acel ceva negativ. Dar dacă este ceva pozitiv, nu mergeți pe această energie. De ce? Pentru că nu aveți aceeași putere. Este mai ușor să gândești negativ decât pozitiv. Astea sunt încercările. Dar încercați să schimbați ceva. Nu este numai gândire. Activați-vă casa, mai ales cei care doriți într-adevăr să fiți într-o relație, dar o relație care să promită ceva mai mult, să fie o iubire adevărată. Și să aveți încredere. Nu acel gen de relație în care să ai impresia că parcă se repetă ceva sau poate este ceva toxic. Numai de voi depinde și de cum gândiți. Iar aici vi se dă soluții. Într-adevăr vi se dă soluții. Și aveți o energie extraordinar de frumoasă. Două împărătese. Aveți grație, frumusețe. În momentul în care intrați undeva, pur și simplu toată lumea se uită la voi. Aveți acel aer de înțelept. Aveți idei extraordinar de frumoase. Dar vă este teamă. Suflați și în iaurt. De voi depinde. Nu depinde de nimeni altcineva.
La revedere, numai bine, ne auzim.